Următorul program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului. Divertisment. Cum te cheamă, mă, băiete? Dănuț, da, prietenii îmi zice Mucios. Ia-ți labele de vene spălată, năpârstorcule, grasa e a mea, să știi. Plimbă nebu, Gherghe. Că de-aia am luat patul de 1,60 pe 2, să am și eu loc în pătuțul ăsta. Bă, nimic și nimic, stai și respira aici, în centimetri mei. Vă rog frumos să mă înțelegeți, sunt și eu. Dragă Mocosu! Mucios! Da, a început să râde și mi-a zis să-i fac o injecție în poponit zunchiul Adrian, că-i place. Unde fugi, graso? Da, aici, umflat-o! Vino să vorbim civilizat! Birec, birec! Birec, birec! Birec! Nu, o să bine, firic, să moară, mă! Și fan emisiunea Acces Direct. În seara asta v-am aflat de unde a avut Ioana Tufaru bani să cumpere brânză topită. Ia zi, Ioana Tufaru, de unde ai bani să cumperi brânză topită, Ioana Tufaru? Ia zi, ce faci, furi? Ce faci, Ioana Tufaru? Da. Ce ai acolo? Ce ascunzi acolo? Publicul de la Cachia ori trebuie să știe ce ascunzi acolo. Ia-ți labele de vene spălată, năpârstorcule, grasa e a mea, să știi. Plimbă nebu, Gherghe. Grasa aia mea, stai aici, te hepinică, să te tratezi cu respect. Ia uitați, stimați spectatori, avem aici dovada că Ioana Tufaru este alcoolică și că bea spirit trecut prin pâine, stimați spectatori. Ce face aici Ioana Tufaru? Ce-i asta? Jucărie sexuală, nu-i așa? Știi că sunt copii care se uite la Cachia ori, știi? Jucărie sexuală? Asta e o misiune de familie obsedată. Ce săpun! Vrei să speri rușina? N-o să poți spăla rușina. Așa că mai bine ai băcat niște spirit în tine, bețivo. Frișcă? Ce-i asta, Ioana Tufaru? Frișcă? Îți spun eu de ce ai luat-o. Să te dai cu ea pe tine, să te pui pe internet, să te vadă toți boșorogii din Australia. Asta e emisiune de familie obsedată. Încetați, mă rog, încetați. Eu nu sunt Ioana Tufaru. Ioana Tufaru sunt două scări mai încolo. Ia uitați, stimați spectatori, e adevărat, nu e Ioana Tufaru, doar seamănă cu Ioana Tufaru. Ce jenant, stimați spectatori de la Cachia Hour, nu e Ioana Tufaru. Iertați-mă, iertați-mă, stimați spectatori, n-am avut niciodată un moment mai prost în toată cariera mea. Vă rog frumos să mă înțelegeți, sunt și eu. Vă rog să nu mă judecați, vă rog. Gherghe, stimați telespectatori, am înțeles cu toții că nu este Ioana Tufaru, dar dați-mi voie să-i pun o întrebare. E adevărat că ai un amant negru mai tânăr cu 15 ani? Da, stimați telespectatori, de fapt, situația e următoarea. Ioana Tufaru s-a deghizat într-o femeie de stradă obișnuită ca noi să nu aflăm că este îndrăgostită de un negru amator de salam cu frișcă. Unde fugi, graso? Stai aici, umflat-o! Vino să vorbim civilizat! Uite ce, domnule, am stabilit că după congres vom merge fiecare pe drumul lui, așa că... Stai, stai, stai! Adică îmi spui adio? Îmi pare rău, dar trebuie să vă părăsesc. M-am îndrăgostit de un alt proiect politic. După atâtea guvernări împreună? Băi, ce-am vorbit noi? Știu, știu, fără implicații sentimentale a fost ca ultimă beție, ok, numai că... Mi-aș fi dorit să rămânem la fel ca înainte. Lasă, domnule, nu complica și mai rău lucrurile. Și cum e gustul Bogdiu să se întâmple? O să sufere
așa de mult. Lasă-l că e băiat mare, o să se descurce el. O să-l iau la mine în weekend-uri. Da, eu nu vreau să ne despărțim. Da, da. Ce ușor a fost, domnule! Ia-ți adio de la ce-a mai rămas din PDL. Pentru un nou proiect politic, curat și neprihănit, folosește SRI-ul, DNA-ul și alte instituții independente ale statului. Și mie. Dă, doamne, și mie niște bani că-s copii la casă. Bine fie! Pentru cine să fie? A? Pentru cine să fie? Binecuvântarea asta numită autograful mai Morgan Stern. Cum te cheamă, mă, băiete? A, Dănuț, dar prietenim zice Muciosu. Așa. Dragă Mocosu! Muciosu! Dragă Muciosu! Să ți se împlinească visele, ca și până acum! Semnat? Morgenstern, CEO dimineții Teatrului Românesc! Ce vreți? Care vise să mi se împlinească, doamne? Nu vezi că stau rolac? Păi știi ce? Când tragi din pungă, nu visezi? Ba da, dar nu se împlinește. Și ce dracu să fac eu cu asta? Cum ce să faci, mă, ignorantule, cu autograful? Măi, Morgenstern! Asta valorează mai mult decât hainele mele și ale tale la un loc. Ignorantule! Tu chiar nu știi cine sunt? Nu. Nu? Nu! Maia Morgenstern, actriță! Și mi-aș dori să nu se termine nici când! Da, doamnă, și mie niște bani! N-am! Am să-ți dau ceva mult mai folositor! Mult! Mult! Mai folositor! O locuință? Nu! O lecție de teatru antic! Și de viață, mă, Mucosule! Mucios! Nori! Niciodată secați! Da, doamnă, dragul, niște bani, ce așa greu, că mor de foame! N-am! Dacă nu vrei îndrumarea mea, nici nu te salut! La revedere! Și restul, restul e de cerere! Da, parcă nu vrei să se termine nici când! La revedere! Auzi? Dacă tu n-ai bani, ia dă-mi, doamnă, tot aurul tău și te las în pace! Deci m-ai recunoscut. Da. Știi cine sunt eu, da? Poftim, domnilor, tot aurul meu. Nu mă lăsați-mă, lăsați-mă în pace. Care domnilor, doamne? Care domnilor, doamna Maia, nu vezi că-s decât eu aici? Cu cine tot vorbești? Hai, păgamiași picioare. Făci, mă, și sfoarei. Sfoarei ca un tractor. Un tractor m-am măritat. Nu că ar de avea un tractorist în el. Și acum nici nu pot să dormi alte. Și mai pot să dorm acum. Normal. Iei tu toată plapuma. Să răcesc la plămâni. Că știi că am plămâni sensibili. Doar ai văzut radiografie, că am fost amândoi la doctor. Acest pasă, nu-ți pasă, numai de tine-ți pasă. Vrei să răcesc, să mă răcesc de tot. Aia-ți dorești. Și nu pot să dorm, iată că mi-e și cald acum. Ai dat mie toată plapuma ca să-mi fie cald, dar transpir, să mă năbuși, să-ți mă topesă, mă tragă curentul să-ți țepenez de spate. Hai, să-ți țepenez de tot. Aia ți-ai dori. Îți țepenez la groapă, direct acolo. God, yeah.
Recalcat, dar vă stați ceva. Și acum te-ai culcat, hă? Numai că te-ai culcat. Mă lași pe mine deshidratată și tu te culci. Dar nu cumva să-mi aduci și mie niște apă. Nici la bătrânețe vorba aia, să-mi aduci și mie o cană de apă acolo. Ce-ți pasă, nu-ți pasă. Lasă-mă să mă deshidratez, să mor. Ca asta îți dorești. Tot ce o să zic că mie sete să-mi aduci niște apă. A, vă stați ceva așa, mai și tușește, mai și tușește, mai și băi, cu tremură și pat acum. Da. Stai așa puțin. Am văzut așa ceva. Asta e, ce să mai... Bună ziua, ți-am dat? Pelea mi-a încăpătat. Aolo. Păi ce ți-am zis eu și ce mi-ai adus tu? Ți-am zis să-mi aduci puțină apă. O să-mi aduci un pahar, că știi că o beau pe toată și după aia mă trezesc din oră în oră să mă duc la toaletă, că am vezit ca slabă, o știi? Doar, eu ți-am zis puțină apă... Mi-a adus un pahar. O beau pe toată acum, că sunt pofticioasă, n-am ce să fac. Să mă duc din oră în oră la toaletă. Asta e, exact ce ți-ai dorit. Să nu poți să dorm. Iată ce cald ești. Și nu mai poate să doarmă acum, trebuie să umfla și vesica de ea. Că e mică, dar știi că e mică. Normal. Are și nevasta ta de 25 de ani un moment, dar cumpără noaptea și ție nu-ți pasă. Ce-ți pasă? Că o ieși tu în brațe. O viață întreagă numai lua să mă compătimezi și pe mine. Cu o îmbrățișare, cu ceva, dar tu nimic. Vrei una mai tânără, crezi că nu știu eu? Asta vrei. Ia, ce să iau? Băi, băiatule. Bă, dar o secundă m-ai văzut vulnerabilă și hați să mă lasă să pui mâna pe mine, să facem sex. Că numai las facem gândul noaptea. Halal, bărbat care ești însurat, că și eu... Femeie care merg la biserică duminica. Doamne, iartă-mă. Cu cine s-o fi măritat cu tine? Eu, ca proastă. Ce să mai... Am să dorm totuși. La ce pot de tine? Nu pot. Cum să pot? Nici nu pot să respir. Deci sunt sufletul meu, să-i dătești tu mai încolo un pic. Asta și ceva. Bără, suflet, mă, suflet. Că-ți dorești să mă sufoci noaptea în somn? Asta-ți dorești. Ce ți-ar mai plăcea? De-aia nu pot să dormi eu noaptea. Că mă gândesc că ești un criminal. Să mă sufoci în somn. Asta-ți dorești, ce să mai... Te zici să dai mai încolo, că am luat și eu. Că de-aia am luat patul de 1,60 pe 2. Să am și eu loc în pătuțul ăsta. Să pot să dorm noaptea. Nu nimic și nimic, stai și respir aici, în centimetri mei. Am văzut așa ceva. Ați ce mai poți să doarmă acum? Mai poți să doarmă nimeni. Ce? Unde te-ai așezat? Fix acolo te-ai așezat. Ca eu când mă trezesc din pas să mă duc la toaletă din oră în oră, că mi-ai dat apă să beau. Să mă împiedic de tine, să-mi rup un picior, să-mi rup gâtul naibii. Să-mi rup toate alea și să ajung în groapă. La cimitir. Aoleu, ce ți-ar mai plăcea ție? Să mă duci pe ultimul drum. Cred că nici o coroană de flori nu mai aduce. Nimic, nici o garofiță acolo. Absolut nimic, nici măcar cruce cred că nu mai face. Și eu care toată viața am avut grijă de tine. Ți-am spălat chiloții, ți-am spălat șosetele, ți-am spălat toate boarfele alea care ai venit-o de acasă de la maica, dacă ce că ai fost zestre, auzi. Ți-am dat să mănânci, ce să mai? Nu mai știu ce ți-am dat să mănânci, ți-am dat numai... Grătare, că prăjeni, n-aveai voie, nu mă. Grrrr.
Da, da. Sunteți cătrănii rău de tot din cauza scorului. Obținută partida cu Olanda, nu? Normal că sunt, nu? Am făcut un bilet la pariu și am pariat 5-0, scor corect. Și nenorociți ăștia n-au fost în stare să mai iau un gol, nu? Salutare, frații mei, la doza de Serghei. Mâncați-o zgura ta, când eram mic, îmi plăceau filme cu botechi cu margarină să moară oameni. Mă, când se băga câte un film cu Bruce Lee, mâncați-o zgura ta ce bătaie și la coada de bilet. Mă, mă, Mișa, ai dracu' asiatici ăștia să moară, mă. Acum că-ți ești gurata de când cu internetul filme cu bătăiști pe toate drumurile. Deci toți caratiții ăștia ieșuați, care mai de care îți dea cu piciorul în gura cuiva. Nici măcar nu știu a cui e gura. Oh my God! Regia, reluare, vă rog! Fraiere, pui mule, măcar la starea civilă, lasă-l să aibă cu ce să spună da. După aia mai vezi tu, vorba lui Michael Jackson, be iritat. Beat it! Acum Sanchiu să apare și asociații de-alea care o să zică că băi, ele, Serghei, încurajează pe bărbat să fie violenți cu femeile. Băi, papagalilor, păi voi chiar credeți că e nevoie de un bărbat pentru așa ceva? Chuck Norris, mor de ciudă, frate, ce-a nimerit-o cu metre din prima, ceea ce nu se poate spune despre sporatul ăsta e. Nu-i nimic, mă, nene, să mai întâmplă, a doua oră e cu noroc. E clar, mâncați-și gura, tipul celălalt avea o față care cerea picioare. Și acum mâncați-și gura la categoria, ia fii atent cât de sus poți să ridici piciorul, versiunea penibilă. Ia uite, mâncați-și și a reușit un corporatist lăsat nesupravegheat în pauza de masă. În limbajul specialistilor, asta se numește lovitura picior-cap. Adică cu piciorul lovești adversarul și cu capul spargi podeaua. Cum ar zice frații noștri mai mici și mai mulți? Biret! Nu, o să bine, ferit, să moară, mă! Biric, biric, numai că ai grijă pe cine vrei să lovești, că s-ar putea să riposteze. Ce drept mâi la mintea cocoșului? Ce murți? Pe mine mă enervează ăștia, mă, mâncați-și gura, care una, două vor să lovească ei cu picior. Mă, ales când există soluții mult mai simple. Mâncam aș vrea ce concluzie tragem noi după doza de azi. Decât să dați cuciorul în gură, mai bine luați 100 de vodcă. Tot în gură. Să-ți găsești propriul drum în viață și să rămâi sincer cu tine însuți. Chiar dacă vei fi etichetat, trebuie să te asiguri că rămâi unic. Bex îți prezintă 4 etichete unice, create de artiști originali. Ei și-au găsit propriul lor drum. Găsește-l și tu pe-al tău. Îți provocăm creativitatea și te invităm să transformi eticheta Bex în ceva unic, original. Intră pe www.bex.ro, creează eticheta ta și fii următorul artist de pe sticla de Bex. Bex, urmează-ți instinctul. Film și Popcorn Chio, pentru tine și prietenii tăi.